ajuns. Salut! Astăzi o să vorbim de la Siodora Parahibana. Ca să stea liniștită, să-i dăm un gândac să mănânce. Ia să vedem. Părea înfometată când i-am deschis cutia. Eu, l-a luat. L-a luat aici, poate că... Nu l-a prins? Fai... Hai, a scăpat gândacul pentru telefonul, nu pot să cred. Prinde gândacul. Hai mă. A, cum nu vrei gândacul? Nu pot să cred că nu vrei să mănânci, te-ai speriat. Mai încercăm o dată. Bine, am scăpat și eu gândacul. Te-ai frunzele la o parte. Nu, 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 nu prea prinde până la urmă. Gata, l-a luat. L-a luat. L-a luat. De ce mi-e mar pe engin? Poate să ajungă și până la 25 de centimetri. Pot să zic că o recomand începătorilor, chiar dacă verișorii ei sunt destul de periculoși. Foarte rar aruncă, doar în momentul în care este speriată. Dacă observați, pot și să o... Pot... Nu, stai niște, că acum dacă are în mână, nu. Dar uite, vezi cum atingi pe perișor, se sperie și fuge. Dacă nu o deranjăm, nu are cum să arunce cu perișor sau să pățească ceva. O specie terestră. Recomand un terariu la adult, pentru un adult de 60 pe 40 pe 25 înălțime. Umiditatea undeva în jur de 70, iar temperatura pe la un 25. Un penjun care trebuie să fie în orice colecție. Aceasta este o fetiță. Nu este încă adult, e ajung la maturitate la 2 ani. Ea cred că are cam încă o năpârlire să devină adult. Cred că o să și înmulțesc. Face până la 2002. Problema e că mi-e frică să nu mănânce băiețelul. Pot fi și canibali. Hai să încercăm să prindem gurița. Nu cred că e încântată deloc. Ce fată cu minte, bravo! Păi ajung foarte frumos. Păi, hai să o lăsăm să mănânce atunci. Vă mulțumesc că v-ați uitat. La revedere!